noi ca medici plasticieni întotdeauna căutăm să avansăm. Publicul, deci pacienții noștri, totdeauna își doresc tratamente fără operație, fără cicatrici, fără timp de recuperare și, bineînțeles, rezultate spectaculoase. Noi trebuie să ținem pasul. Și, într-adevăr, toată lumea a auzit, de exemplu, de acid hialuronic. Acid hialuronic, substanță naturală care se găsește în corp, se folosește pentru uz medical de ani de zile. Mai ales în ultimii 10-15 ani, unde folosim mult la mărirea buzelor, modelarea pomeților, injectarea la nivelul ridurilor și așa mai departe. Acea substanță, mă rog, puțin modificată, cu particule puțin mai mari, putem să reinjectăm la nivelul corpului, la nivelul feselor, la nivelul gambelor, la nivelul glandei mamare și așa mai departe. Dar știam de la procedura asta de mărire a buzelor, de exemplu, cu acid hialuronic, că odată cu trecerea timpului, în 3, 6, 8 luni, în funcție de organism, se resoarbe, mai dispare. Deci, ce se întâmplă? Fiind substanță naturală, de fapt, asta e avantajul. Nu prea avem complicații. Dar dezavantajul fiind substanță naturală, într-adevăr, că se degradează încet, încet în corp. Dacă în zona buzelor vorbim de un rezultat care se menține între 5 și 7, 8 luni, la nivelul bustului vorbim despre, în medie, 2 ani de zile. Dar fiind cu format cu ajutorul particulelor mai mari de acid hialuronic, se menține o perioadă mai lungă de timp. Tratamentul nu este dureros. Durează undeva între 20 și 30 de minute. Se face sub anestezie locală, dar majoritatea medicilor din România preferă rezultate naturale și plăcute. Nimeni nu prea exagerează. Și cu cât se poate crește în dimensiune, acum când e vorba de aceste injecții cu acid hialuronic la nivelul bustului? Practic putem injecta și să mărim cu o cupă, cu două cupe și așa mai departe. Totul depinde cu cât material injectăm. Am înțeles. Să înțeleg că nu este o anestezie generală ca la o operație de augmentare cu implant siliconic. Există riscuri? Orice intervenție medicală, chirurgicală, are un anumit grad de risc. Ideea este să apelăm la un medic cu experiență și așa mai departe. Putem să folosim și grăsime proprie. Serios? Da, și mai interesant. Păi e mult mai interesant. Că, ziceam mai devreme că iei de aici și pui aici. Da. Marele avantaj acolo că mai natural decât grăsimea noastră nu găsim. Deci este 100% natural. A doilea avantaj este că de fapt scăpăm și de grăsime nedorită. În alte zone uneori avem. Tratamentul ăsta nu e rapid, din câte am citit în fișa. Nu este rapid, într-adevăr, sunt două intervenții. Prima intervenție este să recoltăm grăsime, deci facem o liposucție și grăsimea, în loc să o aruncăm, pur și simplu o refolosim și o reinjectăm. Marele avantaj că în afară că este natural, că se menține ani de zile, nu ca acidul hialuronic. Grăsimea se menține ani de zile. Dar asta cu tratamentul cu acid hialuronic durează, ați spus, 30-40 de minute. Așa. Cel cu grăsime, tot așa se injectează deodată grăsime și gata? Deci tratamentul... acolo cu sâni? Rezultatul este vizibil imediat după tratament. Într-adevăr, fiind două intervenții într-o singură intervenție, de fapt, durează între 3 și 4 ore, dar avantajul este că grăsimea, încă o dată, este 100% naturală. Noi injectăm în zona facială foarte multe grăsime. În afară de grăsime există și multe alte celule, celule stem și așa mai departe. Toată textura pielei la un an, la doi, la trei ani de zile după tratament arată total diferit. Pur și simplu reîntinerește, deci repară pielea din profunzime. Acum, întrebare specifică. Dacă ai sâni mari, dar sunt un pic trași de gravitație. Încădere liberă. Încădere. Bine, nu foarte încădere, că știm că la ăia la foarte încădere... Nu-ți fac bătături la genunchi. Nu. Așa, se poate injecta ori acid, ori grăsime. Unde? În partea de țesut, așa, sau sus, sau cum? Totul depinde de gradul de ptozare, de lăsarea sânului. Că, bineînțeles, odată ce sânul este foarte lăsat, nu o să ajută dacă adăugăm și 10 litri de lichid sau de substanță. Doar să facem mai mulți sân. Doar să apelăm la chirurgie plastică, unde apelăm la alt tip de intervenție deja. Dar cu ajutorul volumului, într-adevăr, putem adăuga și modela puțin sânul. Se injectăm mai mult la polul superior, puțin la deci poate fi și medical.
medical, adică să, dacă ai un sân mai mare. Da, putem, este mai ales recomandat pentru asimetrie. Aproape majoritatea femeilor au un grad mic de asimetrie. Apropo, grăsimea e folosită pentru reconstrucție, ferească după cancer mamar. Deci pentru reconstrucția sânilor, mai ales în Statele Unite, în curând și la noi, folosim grăsime, pur și simplu este naturală 100%, mai ales că folosim și concentrație mare de celule STEM, care de fapt știm foarte puțin de celule STEM, dar clar că este o ameliorare. Ultime studii chiar au dat rezultate spectaculoase. La noi în țară are cineva astfel de intervenție? Cred că există, în curând o să avem și noi la cabinet. Medicina României, toată lumea crede că nu e avansată, dar e destul de avansată. Este un mare lucru să recunoști că ai o problemă, că uneori, mai ales vedetele din showbiz, unii recunosc, deci 95% recunosc că au apelat la o intervenție sau alta, dar 5% din persoane nu vor să recunoască. De ce? Că nu vor să spargă imaginea aia de femeie perfectă. Și odată ce apelez, unor au probleme că nu apelez neapărat să, și din cauza asta probabil 5% nu prea vor să recunoască. Acum am văzut că riscurile sunt mai mici la aceste intervenții, dar prețurile sunt mai mari decât la intervențiile cu silicon sau mai mici, sau tot cam pe acolo? Nu neapărat trebuie să spunem exact cât costă o operație. Prețul variază între cantitatea injectată. Și deci, dacă e vorba de grăsime, atunci... Dacă este vorba de grăsime, normal că intervenția este mai lungă, sunt două intervenții, și liposucția și reinjectare, și normal că prețul crește. Crește pentru că sunt două intervenții.